Bună seara, stimați respectatorii televiziunii române, și îndrăznesc să spun să fie slăvită Maica Domnului pentru daul El de plin pe care astăzi a prăznuit împreună cu noi în Buna Vestire. Este un fie mie după cuvântul tău care vindecă de răutate lumea, care ne aduce înainte și ne-l aduce înainte pe Hristos, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Taina zilei de astăzi, aceasta a Bunei Vestiri, este întâlnirea cerului cu pământul. O copiliță, dacă stăm să ne gândim bine, asumă prin cuvintele sale taina scoaterii din moarte a neamului omenesc. Îndată după cădere, Domnul răspusese de la început că va pune dâjmănie între sămânța șarpelui și sămânța femeii, dar în niciun fel nu ne-a spus decât în câteva rânduri prin profeți cum va fi aceasta, și puteai intui cel mult, dar nimic nu se aseamănă cu realitatea prin care Hristos Domnul primește astăzi cățuie în care să-și ardă cu bucurie dumnezeirea. Suntem dinainte aceste taine a Bunei Vestiri ca niște copii în fața unei imense mări frumoase. Valul luminoase se apropie de noi vestindu-ne ce s-a întâmplat. Dialogul între Maica Domnului și Arhanghel, modul în care aceasta îi răspunde atât de minunat, cum va fi aceasta de vreme ce nu știu de bărbat, Arhanghelul răspunzându-i: Duhul cel Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. De fapt, acesta este sensul sărbătorii de astăzi. La Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar ca să ne arate aceasta, Hristos o alege pe Maica Domnului ca potir din tâi venirii sale în lume. Sunt un pic entuziasmat și poate că m-a luat un pic și valul primăverii, dar e una dintre cele mai frumoase sărbători pe care o avem la îndemână. Gândiți-vă bine ce s-ar fi întâmplat dacă Maica Domnului n-ar fi răspuns la rugămintea Arhanghelului de a se bucura, dacă ar fi stat burzuluită și ar fi început să-și facă planuri, câte are de suferit și ce se va întâmpla, ce va zice X, ce va zice Y, ce va zice Iosif, în primul rând, care era logodnicul ei. Se dă cu totul în mâna lui Dumnezeu, se așează cu totul în mâna lui Dumnezeu și îndrăznesc să spun, numai bine a făcut prin aceasta. De aceea este Maica Domnului cea mai presus decât toate celelalte făpturi ale Pământului, pentru că în chipul acesta în care se pune strajă la hotarele între Pământ și Cer, firii noastre umane, ni se dăruiește ca o Maică bună tuturor. Însoțirea pe care o face Mântuitorului Hristos, așezarea ei la picioarele crucii, prezența ei în comunitatea din tâi din Ierusalim și celelalte toate care urmează în viață, vin să confirme că Tatăl a ales bine, fără să greșească, că a ales-o pe Fecioara aceasta, care spunându-i fie mie după cuvântul tău, împlinește întru totul pacea de sus spre mântuirea sufletelor noastre. E o sărbătoare mai frumoasă decât toate celelalte și pentru că ne vestește într-un fel sau altul că a fi om în raport cu Dumnezeu este întotdeauna posibil. Mâine este o nouă zi.